Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Gimițoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Scumpă biserică, vă invit să deschideți cuvântul Domnului în Evanghelia după Matei, capitolul 13, supranumit capitolul pildelor, pildelor Domnului. Și citind versetul 33, în seara aceasta să citim o altă pildă. Este una dintre cele mai scurte, fiind cuprinsă doar într-un singur verset, respectiv versetul 33. Este vorba de pilda aluatului. Așa cum stați pe bănci, ascultați versetul 33 din Matei 13. Le-a spus o altă pildă și anume: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină de grâu, până s-a dospit toată plămădeala. Amin. Anul acesta am primit călăuzirea de la Domnul în seara de joi la serviciul divin să cercetăm prorocii mici, mesajul lor, viața lor, cuvântul Domnului în general prin ei. Și de asemenea, pildele spuse de Domnul Isus sau parabolele spuse de Domnul Isus. Observați că pilda grăuntelui de muștar, a seminței de muștar și a aluatului sunt vecine și cei mai mulți predicatori, atunci când fac un studiu despre pildele Domnului, le tratează împreună, mai ales pentru faptul că în principiu au aceeași semnificație. Am ales să le tratez separat pentru că, deși pilda aluatului și a grăuntelui de muștar se completează reciproc, ele se și deosebesc foarte mult. Spre exemplu, pilda grăuntelui de muștar a fost adresată în mod special bărbaților. Este ușor de înțeles de ce. Ei mergeau în mod special la câmp, ei foloseau animalele, ei semănau, ei se cerau, lucru câmpului este mai mult pentru bărbați. Femeile se ocupau cu îngrijirea casei, cu hrana, creșterea copiilor. De aceea, pilda aceasta a seminței de muștar, a grăuntei lui de muștar, face mai mult sens pentru un bărbat care cultivă mereu muștarul și recoltează muștarul. Timp în care Domnul Iisus Hristos imediat spune aproape același lucru, dar într-o altă pildă, unde iau o comparație care ține mai mult de femei decât de bărbați. Adică felul în care se pregătește pâinea. Se pregătește și se coace pâinea. Pilda aluatului. Sigur că aceasta este o activitate specific feminină, un lucru care se face acasă și îl fac femeile în timp ce își cresc copiii și sigur au alte activități casnice. Aș vrea să privim puțin la explicația aluatului. Când am citit lucrul acesta în Biblie, deși ați venit doar de 5 ani în America, am crescut la țară și bunica mea făcea pâine în cuptor, și mulți dintre dumneavoastră aveți imaginea aceasta în minte, am stat până la urmă să mă gândesc cum făcea bunica aluatul și cam ce este ăla. Mi-am dat seama că atunci când o să vin în adunare și o să vorbesc despre aluat, Mulți dintre tinerii din biserică, copiii noștri, vor avea probleme să înțeleagă ce înseamnă aluatul. Dicționarul explicativ al limbii române spune că aluatul este o pastă obținută prin amestecarea făinei cu apa, uneori și cu alte adausuri, din care se prepară produse de panificație sau de patiserie. În general, tot ce este făcut din făină. Dicționarul biblic spune că este pâinea dospită sau orice lucru care este fermentat, este dospit. Cuvântul fermentat în această seară pentru mine este sinonim cu dospit. Înainte de a exista drojdia care astăzi se folosește în industria de panificație pentru dospirea pâinii, în vremea aceea aproximativ cu 2000 de ani în urmă, femeile opreau o bucată de aluat din aluatul de data trecută și acum când doreau să pregătească pâine din nou, să coacă pâine din nou, îl amestecau cu făină, cu apă și cu puțină sare. Înainte de a pune toată compoziția aceasta în cuptor, ca să se coacă pâinea, opreau o bucățică de aluat pentru data viitoare când vor coace pâinea. Și de la o facere de pâine la alta, tot timpul opreau câte o bucățică de aluat pe care o puneau din nou în făină cu apă și sare și aluatul acesta dospea compoziția. Mă uit la surorile mai în vârstă care mă gândesc că sunt specialiste la lucrul acesta și parcă le simt că ar vrea să mai înspună câte ceva că ar trebui să spun, dar credeți-mă că nu mă price mai mult de atât să spun nimic legat de felul în care se pregătește pâinea cu drojdie și cu aluat și așa mai departe. Îmi aduc aminte doar că bunica, atunci când o puțin aluat din toată compoziția pe care mai apoi o punea în cuptor, îl amesteca cu puțin mălai, adică făină de porumb, chiar și alte substanțe pentru ca să îi rămână potențialul acela de fermentare activ și, în general, îl ținea la întuneric și la rece. Diferența dintre pâinea dospită și azimă este prezența aluatului. Aluatul face compoziția să dospească. Ați observat că noi la cină folosim azime. Și în copilărie, cel puțin eu, probabil că și mulți dintre dumneavoastră datorită condițiilor modeste de viață sau din alte considerente, făceam niște azime, fiecare specific familiei sau zonei de unde venim, care nu erau dospite. Ei bine, atunci când se face însă pâine, Pâinea trebuie să fie dospită, aluatul trebuie să crească, dar lucrul acesta se face prin fermentul care este adus prin drojdie sau prin aluat. Adică aluatul este o bucățică din compoziția de data trecută, o bucățică care se rupe și acum din compoziția prezentă pentru data viitoare. Aș vrea să vorbesc puțin nu doar despre explicația aluatului, ci și puțin despre semnificația aluatului, că la asta se referă Domnul Isus în pilda pe care a spus-o. Folosirea aluatului cu sens figurat în învățătura Noului Testament reflectă ideea că aluatul este corupt și produce corupție. Aproape peste tot în Biblie, unde se vorbește despre aluat, aluatul are o semnificație negativă. Sunt doar trei locuri în Biblie, și excepția, una dintre cele trei locuri este chiar pilda pe care am citit-o în această seară, sunt doar trei locuri în Biblie, unde atunci când se vorbește despre aluat, se vorbește cu o semnificație pozitivă. Re, în rest, toate referirile care se fac la aluat în Biblie au semnificații negative pentru că simbolizează păcatul care fermentează răul în om. Interdicția cu privire la aluat a fost dată pentru că fermentarea implică dezintegrarea și descompunerea și dumneavoastră știți din Biblie că pentru evrei. Orice lucru aflat în stare de descompunere este necurat. Vă vorbeam puțin mai devreme despre cele trei excepții. Una dintre ele este jerfa de mulțumire. Jerfa de mulțumire trebuie făcută cu pâine dospită, dar pâinea care era pusă înaintea Domnului trebuia să fie azimă nedospită. De asemenea, jertfa care se aducea la cinzecime în cadrul jertfei legănate trebuia să fie tot dospite. Al treilea exemplu este, repet, pilda pe care noi am citit-o în această seară, unde aluatul are o semnificație pozitivă. Aluatul este folosit în Biblie ca un exemplu, ca un simbol al păcatului, al răului, al corupției omului. Aduceți-vă aminte de Exod capitolul 12, versetul 8. Carnea să o mănânce chiar în noaptea aceea, friptă la foc, și anume să o mănânce cu azim și cu verdețuri amare. Și cuvântul Domnului continuă să vorbească despre asta. Din același motiv, pâinea trebuia pusă înaintea Domnului pe altar, însă trebuia să fie azim, așa cum spuneam puțin mai devreme, și să nu fie dospită, să nu aibă aluat în ea, exact așa cum se face și la cina Domnului. Moise a zis lui Aron, lui Eleazar și lui Tamar, cei doi fii care îi rămâseseră lui Aron, luați partea din darul de mâncare rămasă din jertfa mistuită de foc înaintea Domnului și mâncați-o fără aluat lângă altar, căci este un lucru prea sfânt. Levitic 10 cu 12. Fin un ferment care dospește pâinea este folosit ca și un simbol pentru păcat care fermentează viața omului. Spunea Matei, capitolul 16, versetul 6, Iisus le-a zis, luați seama și păziți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor. Care era aluatul fariseilor și al saducheilor? Domnul explică mai departe atunci când spune, în vremea aceea când se strânseseră în noroadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții, Isus a început să spună ucenicilor săi, mai înainte de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Domnul a remarcat la oamenii religioși, în ciuda calităților pe care le aveau, în special calități legate de tradiția și de cultura religioasă, a observat la ei, a remarcat la ei o puternică atitudine de ipocrizie cu care acopereau diferența de la teoria ideală la practica neideală. Și Domnul spune, lucrul acesta la ei este ca un aluat. Dacă o să-l acceptați în viața voastră, o să fermenteze și toată făina vieții voastre o să fie dospită de aluatul acesta pe care îl primiți din viața lor. Ce vrea să spună Domnul aici? Vrea să spună aici că întotdeauna vine o ispită prin vedere, prin auz, prin citit, prin simțit, prin miros sau prin orice altceva și ispita aceasta introduce o informație puțină, mică, neînsemnată. Însă ea dospește viața, dospește conștiința, sentimentele, rațiunea, gândurile și începe să crească și începe să crească și crește până când, așa cum Conținutul de a lua dintr-un vas după ce i-ai pus drojdie sau a crește, crește până se umple tot vasul. Așa se întâmplă cu viața unui om când primește ceva de la diavolul și toată viața lui devine cuprinsă de acest aluat al păcatului. Poate fi fățărnicia sau orice altceva. Domnul continuă cu exemplele și în Marcu capitolul 1, versetul 15 spune Iisus le dătea în grijă și zicea Luați seama, să vă păziți bine de aluatul fariseilor, dar și de aluatul lui Rod. Observați, Domnul numește influența negativă a luat. Așa cum puțin a luat, dospește toată compoziția dintr-un vas, care înseamnă făină, apă și puțină sare, tot la fel, puțin rău care vine în viața unui om, îl schimbă. Nu ați cunoscut niciodată un frate sau o soră sănătos sau sănătoasă din adunare. Om al rugăciunii, om de pace, un om liniștit și respectos. Nu-i puteai reproșa aproape nimic. Și dintr-o dată a intrat într-un cerc de unde a început să primească niște informații dăunătoare. Și omul acesta a primit în inima lui o bucățică mică de aluat. Și aluatul acesta a început să dospească. Și s-a dus acasă și n-a mai fost un soț bun sau o soție bună. N-a mai fost un tată bun sau o mamă bună. A venit în adunare și n-a mai fost un membru cum se cade și liniștit. De ce? Pentru că a început să dospească aluatul. I-a cuprins mintea, i-a cuprins inima, te uiți la el și îi spui, domne, ce s-a întâmplat cu omul ăsta? E de nerecunoscut. A fost până acum un om de pace, un om liniștit. Ce s-a întâmplat cu el? Puțin aluat. I a luat, i-a cuprins toată ființa. Aluatul care a intrat în el a fost doar o influență mică, o informație, care n-a venit de la Dumnezeu și n-a fost constructivă. Ei, Domnul spune, să știți că dacă stați aproape de farisei, puțin din ei va intra în voi și într-o vreme nu lungă veți ajunge ca ei, că ce intră din ei în voi, dospește. La fel, dacă stați lângă politica lui Rod. Domnul ne dă niște exemple ca să înțelegem că deși suntem oameni credincioși noi trăim influențați de oamenii din jurul nostru și nu totdeauna influența este sănătoasă nu totdeauna influența este înspre rugăciune înspre studiu biblic înspre familie înspre pace înspre o viață spirituală sănătoasă uneori primim o influență dăunătoare și nu e mare e doar o vorbă aruncată dar dacă cineva îți spune următorul lucru, am auzit pe cutare că ți-a vorbit familia și ți-a vorbit copiii. Sunteți de acord cu mine că niciodată nu-l vei mai vedea pe omul la ca înainte? Nu e mare lucru ce ți-a spus și poate nu e adevărat. Dar a fost un aluat care a fost pus în vas și el dospește și își face meseria să fermenteze. De data aceasta însă în textul biblic pe care l-am citit, aluatul este prezentat ca o influență pozitivă alături de alte două din Scriptură. Ei bine, ce am vrut să spun? Domnul Iisus Hristos mai spune ceva. Atunci au înțeles că nu le zicea să se păzească de aluatul pâinii, ci de învățătura fariseilor și saducheilor. Observați, Domnul ne dă trei exemple. Farisei, saducheii și Irod, cu oamenii din jurul lui. Și priviți că Domnul pe toți îi pune sub aceeași etichetă. Învățătura lor, influența lor, să știți că este ca o bucățică de aluat care vă cucerește toată ființa și tot ce e în voi va dospi în termenii informației pe care ați primit-o, în termenii învățăturii pe care ați primit-o. Scumpii mei, de ce sunt musulmanii extremiști așa cum sunt? Știți de ce? Datorită învățăturii pe care o primesc. De ce sunt teroriștii cum sunt? Datorită învățăturii pe care o primesc. De ce sunt oamenii răi cum sunt? Datorită învățăturii care o primesc. De ce sunt oamenii buni cum sunt? Datorită învățăturii care o primesc. De aceea Biblia tot timpul spune, păzește-ți inima, că din ea ies izvoarele vieții. Dacă în inimă intră un pic de aluat rău, toată viața va fi cuprinsă de aluatul acela care dospește. Răul acela în fiecare zi va deveni mai mare și crește și crește și crește până se umple vasul. Oamenii sunt ca un vas în care este compoziție, material și orice aluat care permitem să ajungă în noi, bun sau rău, el crește. Dacă e un aluat bun, crește bine. Dacă e un aluat rău, crește rău. De aceea ar trebui să veghem la porțile gândirii, să veghem la porțile inimii, pentru că tot ce intră în noi ne afectează. Dumneavoastră știți că dacă cineva mănâncă o bucată de salam stricat, omul acela se îmbolnăvește, își îmbolnăvește stomacul, că stomacul e locul unde îi se introduce mâncarea. Dar dacă primește o învățătură greșită, îi se îmbolnăvește inima și mintea, pentru că inima și mintea sunt containerele unde intră învățătura. Este foarte important ce primim în inima noastră. Noi suntem produsul influenței de mediu. De la Dumnezeu sau de, din cealaltă tabără. În 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 8, Pavel spunea să sărbătorim, să prăznuim dar sărbătoarea nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și nici cu un aluat de viclenie, ci cu azima, observați, cu azima curăției și adevărului. Azima înseamnă aceeași compoziție fără aluat, fără fermentul care dospește. Aici Pavel spune următorul lucru, aluatul poate fi răutatea, poate fi viclenia și lucrurile acestea intră în inima omului, omul le face odată pentru prima oară și la urmă începe să se obișnuiască cu ele, capătă abilitate de a le practica și știe să se ascundă în timp în timp ce le practică. Și Pavel spune, aveți grijă de lucrurile acestea. În concluzie, aluatul este în principiu în Biblie simbolul păcatului care ajungând în inima omului îi strică viața pentru totdeauna. În pilda aluatului însă, aluatul nu mai este folosit cu sens negativ ca simbol al păcatului ci din potrivă este folosit ca și acțiune tăcută, misterioasă și transformatoare a cuvântului lui Dumnezeu. Că după cum strică răul introdus în inimă, așa repară binele introdus în inimă. Aș vrea să vorbesc puțin în încheiere despre aplicația aluatului. Uitându-ne la pilda aceasta spusă de Domnul, simplu, împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat care este pus de o femeie în trei măsuri de făină de grâu până se dospește toată plămâdea ala. Primul lucru pe care îl observăm aici este faptul că aluatul vine din exterior. Femeia a pus trei măsuri de făină, dar aluatul a adus din exterior și l-a adăugat în făină sau peste făină. Oamenii sunt diferiți de la unul la altul, ca și boabele de grâu din care se face făina. Oamenii sunt bogați sau săraci, cu carte sau analfabeți cercetori sau oameni bogați, sunt bolnavi sau sănătoși, oameni ocupați sau fără ocupație, însă orice calitate de făină, albă, neagră sau mijlocie, fără aluat nu este pâine dospită. Diferența o face prezența aluatului. Prezența celorlalte ingrediente, apă, sare, făină, poate mai punem și altceva, nu știu mai nou ce se pune poate să devină parte din pâine, însă ceea ce dospește, indiferent de calitatea făinii, este prezența aluatului. Dar aluatul este adus din afară, nu-i parte din făină. Cei mai morali oameni despărțiți de Dumnezeu nu pot deveni neprihăniți prin ei înșiși. Ei au nevoie de ceva care să vină din afară și să le transforme ființa în mod tăcut și ascuns. Oamenii au încercat prin religie, filozofie, moralitate, sacrificii să devină neprihăniți. Însă spunea Luca în Fapte, capitolul 4, versetul 12, În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este niciun alt nume dat oamenilor prin care să fie mântuiți. În primul rând, aluatul vine din afară. În al doilea rând, deși vine din exterior, în al doilea rând, el lucrează în interior. Lucrarea de rănoire a omului produsă de harul lui Dumnezeu începe în inimă. E adevărat că harul vine din afară de la Dumnezeu, dar el ajunge în interiorul inimii omului. Dacă lăuntrul este schimbat, atunci și manifestarea omului în fapte, adică exteriorul lui, se schimbă. Uitați ce spunea Ioan. Adevărat adevărat, adevărat vă spun, că dacă un om nu se naște din nou, cum să se nască din nou Ioan? Să se nască din nou din apă, care este cuvântul lui Dumnezeu, și din duh, care e Duhul lui Dumnezeu. Dar cuvântul și Duhul nu vin din om, vin de la Dumnezeu, vin din afară. Dar dacă ele vin în inima omului, omul este înnoit. Și fiind înnoit, poate și să vadă și să intre în împărăția lui Dumnezeu. Asta a spus-o Ioan în capitolul 3. Oamenii au tendința să evite păcatele de omitere, de comitere, acceptându-le aproape inconștient pe cele de omitere. Sau evită păcatele publice, păcatele mari. Oamenii în general se feresc de păcatele mari, timp în care au libertatea să practice păcatele mici. Bârfa nu este socotit un păcat. Că dacă noi am socotit bârfa un păcat, atunci l-am tratat în adunare ca pe un păcat. Dar bârfa este un păcat accept acceptabil. Este adevărat că noi știm că este păcat. Dar biserica a ajuns la nivelul în care nu mai are nicio atitudine împotriva celor care bârfesc. Iar dacă totuși Pastorii, Comitetul îndrăznește să facă asta, par dictatori. Pentru că Biserica a ajuns la un nivel de mediocritate spirituală încât sunt tolerate păcatele de genul acesta. Sigur că asta este foarte dăunător. Scriptura spune limpede că astfel de oameni nu vor ajunge în cer. Al treilea lucru pe care vreau să-l spun este că aluatul lucrează în egală măsură în toată compoziția. Priviți că scopul amănuntului cu trei măsuri de făină este să ne spună că această compoziție este făcută din trei cantități, trei măsuri, trei unități de măsură, aluatul le afectează în egală măsură pe toate trei. Cele trei măsuri de făină care sunt prezentate aici de Domnul Iisus, El putea să spună patru sau două, sau pur și simplu putea să neglijeze cantitatea de făină. Le-a spus cu un scop. Pot fi cele trei dimensiuni ale existenței umane, adică duhul, sufletul și trupul. Aduceți-vă aminte de Pavel care în 1 Tesalonicen 5,23 spune Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin, și Duhul vostru, și sufletul vostru, și trupul vostru să fie păzite întregi fără prihană până la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Să observăm că cele trei componente ale ființei umane, deși sunt separate, ele sunt împreună, lucrând în armonie una cu celelalte. Duhul e sediul rațiunei al conștiinței, sufletul este sediul trăirilor emoționale. Trupul e partea materială care le încorporează, le găzduiește pe celelalte două. Biblia ne vorbește despre un duh al minții înnoite, Roman 12 cu 2, despre o inimă înnoită, Ezechiel 36 cu 26, și despre un trup înnoit, sfințit, Roman 6 cu 13. Dacă Duhul omului este pocăit, îi va fi pocăit și sufletul, îi va fi pocăit și trupul. Este imposibil să fie pocăit Duhul și trupul omului să trăiască în păcat. Când aluatul vine în om, este sfințit și Duhul, și sufletul, și trupul. Sunt oameni care spun, frate, inima mi-e curată, dar tu nu-mi cunoști inima, sunt eu așa, dar să știi că inima mi-e curată. Atunci când inima unui om este curată, este curată toată ființa lui, nu poate să-i fie inima curată și comportamentul murdar. Pentru că din inimă iese comportamentul, vorbele, atitudinile și așa mai departe. Cele trei măsuri de făină mai pot simboliza și cele trei dimensiuni ale relațiilor românești. Relația cu sine, relația cu oamenii, relația cu Dumnezeu. Atunci când lucrează aluatul în viața unui om, este imposibil să aibă pace cu Dumnezeu și să nu aibă cu sine și să nu aibă cu oamenii. În relația cu oamenii, nu va avea nici dispreț, nu va avea nici invidie. În relația cu sine, nu va avea niciun complex de superioritate, niciunul de inferioritate. În relația cu Dumnezeu, nu se va crede nici mai sfânt ca sfinții, nu se va crede nici pierdut și nemântuit. Omul în care lucrează harul, omul în care a venit aluatul împărăției, are o relație bună nu doar cu Dumnezeu. Cel mai ușor lucru este să pretindem că avem pace cu Dumnezeu timp în care nu ne înțelegem cu oamenii. Frați dragi, ce înseamnă să ai relație cu Dumnezeu? Cum poate un om care trăiește în vrășmășie cu oamenii, în conflict, în adversitate, în ură, nu i-suportă, manifestă în mod public și vizibil material, că nu înghite, dacă îmi permiteți expresia românească. Cum poate omul ăsta să aibă pace cu Dumnezeu? Omul poate să spună că are pace cu Dumnezeu, dar ce Dumnezeu să fie acela, să fie într-o relație cu un om care e dușmănos în relația cu semenii? Cine trăiește în pace cu Dumnezeu, cât atârnă de el, va trăi în pace cu oamenii și va avea în ceea ce îl privește echilibru de liniște sufletească. Nu va găzdui vrăjmășia, nu va găzdui ura, nu va găzdui resentimentele, invidia, Disprețul, omul acesta va avea un echilibru. Este ușor ca un om să afirme că are pace cu Dumnezeu și că e credincios, timp în care el nu are pace cu oamenii, poate nici chiar cu membrii familiei, poate cu colegii de la lucru, în general cu oamenii din jurul lui. În concluzie, cine are o parte din el atinsă de aluat are toată ființa atinsă de aluat. Cine are relația cu Dumnezeu atinsă de aluat are toate relațiile atinse de aluat. Adică și relația cu sine, și relația cu familia și cu biserica, colegii de lucru și cu sine însuși. Sau însăși. Frate, soră. Cele trei măsuri de făină mai pot simboliza și cele trei rase de oameni, în ceea ce privește albi, negri și galbeni. Oamenii se împart în multe categorii și astăzi există criterii de selecție, însă Dumnezeu îi face pe toți una dacă sunteți născuți din nou în împărăția sa. Separările etnice nu sunt încurajate de Biblie. Este adevărat că noi spunem categoria aceea de oameni sunt mai leneși categoria aceea de oameni sunt mai dezordonați. Toate aceste criterii de selecție pot fi adevărate din punct de vedere logic și în baza experienței de relație cu acești oameni poate fi adevărat. Dar noi nu avem dreptul să disprețuim, să supraapreciem sau să subapreciem o anumită categorie de oameni din punct de vedere etnic, pentru că Biblia nu ne permite. Un om al lui Dumnezeu nu face asta. Pentru că o inimă curățită prin sângele Domnului, în care a venit aluatul cerului, este fratele meu, este sora mea și noi toți trebuie să ne raportăm la oamenii aceștia ca la persoane din împărăție. Apoi, aluatul face compoziția să crească. Priviți-vă rog ce spune Matei. S-a dospit toată plămădeala. Ce înseamnă s-a dospit? A crescut. Făina era doar pe fundul vasului. Însă punând aluatul în făină și frământându-l cu apă și puțină sare, compoziția aceasta a început să crească, procesul se numește ca fermentat. a fermentat. S-a dospit datorită aluatului care e un ferment, ca și drojdia care se pune în interior. Ei bine, așa se întâmplă cu harul care coboară din Dumnezeu și intră în inima unui om. Omul se pocăiește și prin pocăință se schimbă, I se schimbă ființa, crește în el împărăția lui Dumnezeu. Este adevărat că lucrarea aluatului este tainică, este ascunsă, dar să știți că ea este vizibilă. Aluatul face făina să crească și toți oamenii vor vedea că s-a umplut vasul cu compoziție, nu mai este doar un sfert. Spunea Domnul la început, Genesa 1 cu 28, creșteți, Înmulțiți-vă, umpleți pământul. Observați, expansiune, creștere, dezvoltare. Dospeală, dacă îmi permiteți, din punctul acesta de vedere. A fost porunca lui Dumnezeu. Ei, așa trebuie să crească duhovnicește cineva în care a venit aluatul ceresc. Nu trebuie să se oprească la un, nivel, la un anumit nivel de spiritualitate. Trebuie să crească mereu și mereu și mereu și mereu. Să lase aluatul în el ca să crească și mai mult și mai mult și mai mult. Acesta este un proces al vieții în care suntem implicați. Aluatul face pâinea folositoare oamenilor. O pâine bună și gustoasă este dorită de toți oamenii. Am fost în anumite locuri, mai ales la familii mai în vârstă din biserica noastră, care au făcut pâine proaspătă și mi-am adus aminte de mirosul de pâine pe care o făcea bunica în cuptor, în curte, în spatele casei, acolo unde era cuptorul așezat. Mi-am mi -am adus aminte de mirosul acela, l-am regăsit undeva în memoria mea. Ei bine, cine ar refuza o bucată din pâine aceea așa de gustoasă? La fel este un om în care a coborât aluatul cerului. Însă vă întreb, cine ar vrea să mănânce struguri sălbatici? sau tot felul de fructe din astea acre care îți fac gura amară. Ce vrea Domnul să spună este că aluatul face pâinea folositoare. În concluzie, indiferent de calitatea și de cantitatea făinii, dacă nu există aluat, făinea nu dospește singură. Oricât de bun ar fi un om, poate fi făină de calitate, fruntea făinii, făină de aia superioară, albă, pentru gogoși sau prăjituri. Ia omul acesta, oricât de bun ar fi, oricât de moral ar fi, are nevoie de Harul lui Dumnezeu în interiorul lui pentru a crește în exterior. Fără Harul lui Dumnezeu, cel mai bun om de pe pământ, cel mai educat om de pe pământ, nu poate să crească până la statura plinătății lui Hristos. E nevoie de aluatul ceresc al împărăției care să vină în măsura aceasta de trei măsuri, dacă mi îngăduiți expresia aceasta. Indiferent de culoarea și calitatea făinii, aluatul dospește și făina se face pâine. Cu alte cuvinte, niciun om oricât de jos ar fi căzut. Dacă primește puterea lui Dumnezeu, se va restaura. Dacă se pocăiește, se va restaura. Dacă își mărturisește păcatul și îl părăsește, se lasă de păcat, se va restaura. Pentru că asta așteaptă Dumnezeu de la un om vinovat, să se pocăiască, să părăsească păcatul și să se ridice din nou la harul pe care Dumnezeu vrea să îi ofere înnoindu-l. Niciun om care a alunecat n-ar trebui să rămână acolo. Există în viața unor oameni anumite momente de neveghere. Poate în relația dintre soț și soție, poate în relația părinți-copii, poate în relația colegi sau șef subaltern la lucru, poate cine știe în ce împrejurări ale vieții. Și oamenii se gândesc, mai mă iartă Dumnezeu? Dacă te poți pocăi mărturisind păcatul și părăsindu-l, Dumnezeu te iartă. O altă concluzie, când Dumnezeu schimbă viața unui om, nu-i schimbă doar inima, ci-i schimbă toate componentele vieții. După cum, inima, după cum făina nu devine folositoare fără aluat, mă refer la adospi, tot la fel omul nu devine folositor fără Dumnezeu. Aduceți-vă aminte ce spunea Domnul Isus: despărțiți de mine, nu puteți face nimic fără parteneriatul cu Dumnezeu, unde noi intrăm în calitate de inferioritate, robi, iar El în calitate de superioritate absolută, domn, împărat și rege, noi nu putem face nimic. Toată religia noastră, toată organizarea noastră este egală cu zero dacă nu este El în mijlocul nostru. De aceea trebuie să ne luptăm pentru păstrarea Lui în prezența noastră sau pentru păstarea prezenței Lui în mijlocul nostru. Sunt importante toate. Este bine să avem păstori, să avem comitet, să avem dirijori, să avem formații, să fim organizați, să avem școală duminicală. Să... Este bine, toate aceste lucruri ne oferă confort și liniște. Dar ce înseamnă toate astea dacă nu mai este El în mijlocul nostru? Poți să pui 200 de trocuri de făină, dar dacă nu pui aluat, nu va dospi niciodată. Este nevoie în mijlocul nostru de prezența Lui. Dar pentru aceasta trebuie să-L cinstim, să-L dorim, să-L primim. Și atunci când este între noi, să ne deschidem inima și să-L ascultăm. Frați dragi, indiferent câtă vechime aveți urmândul pe Domnul, aceasta rămâne o provocare, pentru că șansa să nu mai fi pocăit poate să apară și în ultima zi a unei vieți trăită în ascultare de Dumnezeu. O altă concluzie este că dospirea pâinii nu este un eveniment, ci este un proces. Chiar dacă procesul acesta este scurt, Pâinea nu se dospește instantaneu. Ai pus aluatul și în clipa aceea s-a a crescut, s-a dospit. Ci există un proces. Chiar dacă este un timp de o oră, două, trei, totuși este nevoie de un proces. Ce vreau să spun este faptul că dospirea aceasta, creșterea aceasta, maturizarea aceasta în oamenii lui Dumnezeu nu se întâmplă dintr-o dată. Sunt oameni care se lasă de un anumit comportament greșit repede dar sunt alții care se lasă într-o perioadă mai lungă de timp. Datorită unor factori de circumstanță, datorită de decizie, datorită de intensitatea rugăciunii și altor factori de genul acesta. Când intră Dumnezeu în viața unui om, se transformă, se schimbă. Închei spunându-vă o întâmplare pe care am citit-o din viața unuia dintre cei mai mari evangeliști ai vremii noastre, Billy Graham. El a făcut o evangelizare în Londra, cu mult timp în urmă, pe un stadion uriaș. Și printre oamenii care au venit acolo a fost și un medic. Medicul acesta a fost invitat de unul dintre clienții lui care era evanghelic, era protestant, pocăit, cum spunem noi. Și a avut o relație de prietenie, de apropiere cu acest client și el foarte mult a insistat să-l aducă pe medic la evangelizare, în speranța că se va converti. Medicul era ateu, era un om declarat necredincios. A venit că n-a avut încotro, a vrut să onoreze invitația făcută, avea o obligație la omul care l-a invitat. Și a spus, nu nicio problemă, merg două ore acolo și nu o să se întâmple nimic. S-a așezat pe un scaun, dar de când s-a așezat? A început cu cel care s-a așezat lângă el și pe care nu-l cunoștea, s a întâlnit acolo, a început un dialog pe teme de necredință. He, iete te și la ăștia. O să citească din Biblie. Păi eu am citit Biblia și știu că toată e o minciună spunea medicul celuilalt. Însă, din întâmplare, celălalt era un ateu ca și el. Și amândoi au început să comenteze negativ tot ce se întâmpla acolo. L-au criticat pe Billy Graham, au criticat cântăreții, au criticat rugăciunea, au criticat intențiile întâlnirii și toate lucrurile le-au criticat. În inima lor era întuneric. Însă când Billy Graham s-a ridicat și a început să predice, aluatul lui Dumnezeu, prin cuvintele spuse, a ajuns în inima medicului. Și ca niște săgeți bine țintite, au lovit exact în necredința lui. Și acesta a luat ceresc, așa cum a cucerit inimile noastre cândva. Instantaneu a început să lucreze în viața acestui om. Și pentru timpul acela de 30-40 de minute cât a durat predica, l-a expus la o presiune divină spre pocăință și spre credință extraordinară. Spre sfârșitul predicii, cum se face chemarea la întâlnirile de evangelizare publice, Billy Graham a făcut chemare și a spus: Dacă ești aici și Dumnezeu a vorbit inimii tale, vreau să ai îndrăzneala să te ridici și să vii aici în față pentru că vreau să mă rog pentru sufletul tău. Medicul acesta s-a întors înspre omul pe care nu l-a văzut până atunci și pentru o jumătate de oră a criticat totul și a spus: Nu știu ce ai de gând să faci, dar eu trebuie să mă pocăiesc și a vrut să se ridice. Omul acesta l-a ținut de mână pe scaun și a spus următorul lucru așteaptă-mă puțin. Și eu vreau să merg. Însă înainte de asta, te rog frumos să ții portofelul ăsta. În timp ce vorbeai cu mine, ți-am furat portofelul pentru că eu sunt hos de buzunare. Dar a lucrat Dumnezeu în viața mea și acum am să merg și eu acolo cu tine în față și vreau să mă pocăiesc. Un medic ateu și un hos de buzunare necredincioși, cu o inimă rea, care fura banii altora, au ieșit atunci și și-au predat viața Domnului pentru că aluatul acesta schimbă vieți. Și cuvântul Domnului spune următorul lucru. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină de grâu, până s-a dospit toată plămădeala. În mintea medicului, în inima lui, în toată ființa lui, aluatul acela a avut efect. Și în hoțul de buzunare de lângă el. Probabil că mulți alții s-au pocăit din tribune, așa cum se întâmplă la o evangelizare publică. Am fost foarte impresionat atunci când am auzit întâmplarea aceasta și mi-am adus aminte de experiența pe care am avut-o eu în seara în care m-am pocăit. Și mă gândesc că fiecare dintre dumneavoastră aveți o astfel de experiență atunci când vă gândiți la mântuirea altora. Aș vrea în seara aceasta să încheiem și să ne rugăm Domnului gândind în următorii termeni. Doamne, eu am fost un om rău pentru că natura în care eu trăiesc, existența mea, este rea din cap până în picioare. Am o inimă rea, Doamne, desnădăjduit de rea și nespus de înșelătoare, dar a intrat în mine cuvântul vieții și a fost udat de Duhul vieții și puțin câte puțin aluatul acesta a început să dospească în ființa mea până când m-am predat, m-am pocăit și mi-am dat viața ție. Și te urmez, Doamne, încercând să-mi corectez toate abaterile care mai înscapă, știind că harul Tău este suficient pentru mine și pot totul prin puterea Ta care lucrează în viața mea. Aceasta este semnificația pildei aluatului. Puțin din Dumnezeu, acceptat în inima omului, îl înnoiește, se pocăiește, crede, se sfințește și devine un om care crește în neprihănire, care îl slujește pe Domnul și care îl urmează având parte de împărăția pe care a acceptat-o prin credință și pocăință în inima lui. Frați dragi, haideți să ne cercetăm și în rugăciunea care urmează, fiecare smerindu-ne, să ne rugăm ce ne îndeamnă Duhul. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betanii.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi.betani.cc Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.